sunt Zaharia Livia, instalația se numește Sky for All și reprezint România. Tema a fost Europe Lights și atunci m-am gândit la ceva cu lumină, ceva care să sugereze egalitatea și echilibru și totuși că toți suntem diferiți. Și atunci am venit cu acest concept în care am avut 4 intrări diferite care ne aduc totuși în același loc, sub bolta cerească. Așa a pornit ideea, apoi detaliile, de ce forma și așa au fost practic partea a doua a conceptului, în care m-am gândit cum ar interacționa oamenii, ce s-ar potrivi locului ăsta, fiind în apropiere de o biserică și un loc public. Spotlight Festival este un festival în care poți să interacționezi cu instalațiile oricum ar fi. Am fost anii trecuți în calitate de participant, să zicem, stradal, care mergea să vadă instalațiile și știu cum mie îmi place să mă duc să caut unghiuri care poate nici artistul nu le-a găsit. De asta și eu când am făcut această instalație nu m-am gândit ea să facă neapărat ceva, ci oamenii să poată să facă ceva cu obiectul. De asta interactivitatea ei ține mai mult de cum interacționează omul cu obiectul decât obiectul cu omul. În primul rând vreau să mulțumesc celor care au fost încântați și au ținut să-mi spun acest lucru. Eu m-am bucurat când oamenii s-au bucurat de ea, fiindcă mereu îmi place să văd că oamenii se bucură de ce ai creat și că aduci bucurie. Iar celor care nu le-au plăcut sau poate nu li s-a părut așa de interesantă, le respect părerea, fiecare are opinie proprie și sper să îi mai reîntâlnesc poate cu alte instalații.